Hai că am reușit să închiriez un ATV după o săptămână de căutare. Foarte mare cerere pentru ele. Aici, prin Grecia, am găsit un CF Moto 520L 2022, noul model. Care este de aici? Bun. Și aici la Grecia tot nu ai voie off-road. Și au demontat comutatorul de 4x4 și de diferențial. În rest e cam la fel ca al meu, ăla de 625 aici la butoane. Am reușit să negociez pentru 2 zile 150 de euro chiriat. Farurile sunt cam la fel după 600. Full LED. Este varianta Euro 5 cu stopul continuu pe spate aprins. Nu ai buzunar aici în față să pui ceva. Și nici aici. Hai decât priza asta de două USB-uri și cuptor normal. În schimb, servodirecția e mult prea moale. E praf, nu se compară cu ăla de 600 Terastonclip. Și suspensiile foarte proaste, nu înțeleg de ce. Ori ăsta e prea tevălit, ori nu știu ce să zic. În curbe e cam nasol. Bine, cred că cât de obosit a fost ăsta pe aici, că e full. Aici e cu șoricel. I-a fost lene să dea șurubul ăla să-l pun. Are o problemă, nu știu. Nu prea are bună suspensă și nici servodirecția, e prea moale. La gropi, la gropi îți fură ghidonul din mână. Și când pui frână la fel, cum pui frână mai tare, fuge ghidonul stânga-dreapta. Și cam asta e. O să filmăm pe drumuri pe aici. Dă-i drumul la aer! Hai să rupem străzile din Greciatos. Pe stânga, nu am pe dreapta aia de la mână. Domnul Văru Noe, mergătorul pe apă, un CF de 450. Unde merge? Unde vrei tu, hai, după tine merg. Ia, vedeți priveliște aici unde ne-am cazat. Prea moale servodirecția la ATV. Sare, tu îți fură ghidonul din mână la orice rupiță, pietricică. Nu e bună nici așa moale. Vărul nu are servodirecție și plânge. Face mușchi așa el. Mai încordat. Nu știu cum se aude. Prindere de cască. Am o cordelină de aia de cap. Iau călpă, vă, vărule, ne răsturnăm.
cum am spus, cu ATV-ul prin Grecia. Lefkada mai exact. 520L 2022. Drâncâne. Mi-au dat 1310. Mai puțină plajă și mai multă plimbare. Oricum, cât merge 520, atâta merge și 450 lei. Suspensiile foarte proaste la asta. Foarte, foarte proaste. Să răstoarnă în curbă. Am încercat mai devreme o curbă. Era să mă duc în prăpastie. €80 pe zi costa TV-ul, l-am luat pentru 2 zile, cu 150 mi-a făcut discount. De ce? Frate, spură ghidonul